Păcat că nu ești și București. E doar Chișinău. Ia vrei ce am găsit aici. Da, eu sunt distrus, m-am încăpățânat să nu-mi iau vesta. Salutare, salutare! Salutare! Astăzi ne aflăm pe insulele Pipi. E un arhipelag foarte popular aici, în sudul Thailandei. Vrem să facem un tur cu barca și vă luăm și pe voi în această experiență. Vom vedea peștișori și cel mai probabil, din ce ni s-a promis, vom vedea și rechini. Da, cine noroc! Și practic o să vizităm toate insulele aflate aici în zonă. Așa că, vizionare plăcută! Ia, priviți cât de frumos! Noi acum ne aflăm pe insula principală, Koh Phi Phi se numește. Aici cândva era un soi de vama veche a Thailandei, dar din păcate pandemia și-a spus cu cuvântul și numai aici a fost. Da, să sperăm că totul va reveni la normal curând. Aici avem și cazarea, v-am spus, este insula principală, iar toate activitățile, practic, de aici le faceți. Iar acum ne îndreptăm spre barcă, practic în 10 minute ar trebui să plecăm. Și sperăm să iasă ceva interesant. Hello, you say good morning. Good morning. Okay, follow me, please. What's your name? No, what's your name? Welcome to Pipi. Welcome to Pipi. Follow him, please. Okay, thank you. Okay, enjoy. You see you later. You. El e ghidul nostru până la barcă, să ne conducă. O mână de om. Sperăm să fie interesant, v-am spus, eu am așteptările foarte sus, foarte ridicate. Acum vom vedea. Din câte se pare, plecarea o avem de aici, de lângă port. Iar dacă stați până la final, o să vă spun și cât a costat și cum puteți obține cel mai bun preț. Acum nu dați skip până la final. Mai așteptați și voi puțin. Nu o să fie foarte lung vlogul. Vezi cât e de curată apa. Extraordinar. Zici că ne arde soarele aici? Se cam arde un pic soarele. Dat viteză. Prima oprire, plaja Maimuțelor. Puțin cam aglomerată și aici în Pipi sunt două astfel de plaje. La cealaltă am fost zilele trecute cu caiacul. Și sincer e mult mai mare și mult mai frumoasă. Ia priviți unde stă. Aoleu! Bate. Una, două, trei. S-au luat la bătaie. Oh, săracă. Ce mare de acolo. Ce acolo? Dar sunt atât de bine că am văzut că nici nu le observ. Vom veni pe Monkey Island. Da, locul e plăcut. Interesant. Foarte răcoros, nu? Da. Ce nu-mi place, foarte multe peturi. Uitați, sticle de plastic. Foarte multe. E mizerabil. Asta cam strică, dar din formă. Dar nu o să vă plictisim prea mult cu maimuțe în acest clip, pentru că avem un clip dedicat lor. O să vă pun link în descriere. Un vlog complet cu și despre maimuțe. Așa că să-l urmăriți. Maimuțe alpiniste.
V-am spus, vlogul în descriere pentru clipul cu maimuțele. Aveți link, apăsați pe el și aruncați o privire, merită, zic eu. Ai mai aproape, Andreea. Nu are curaj. Da, eu n-am curaj, alții stau la 30 de km. Mai mult îți spui mie că eu nu am curaj, nu? Ia pe aici. Nu-ți face nimic. Lasă că am văzut eu niște maimuțe agresive. Singurul lucru negativ atunci când ai tururi e că ai un timp limitat. La fiecare oprire, timpul e limitat. Dar asta e. Ia priviți-o în noată, maimuța. Eu știam că nu le place apa. S-a băgat capul la fund. Nici nu cred că te-ai descum, mă. Nu cred, ce frumoasă noapă. Zici că e șobolan murat. Oh. Nu cred, uite alta. Ce fel a sărit. Da. Swimming. Păcat că am plecat chiar acum. Am pierdut faza cea mai frumoasă. Da, mă, acum s-au găsit și ele să sară. Exact când... După ce am plecat noi. Plecat, da. Mamă, ce frumoasă e apa. Și stâncile. Super. Cât de frumos. Da, și din câte se pare, urmează să facem snorkeling. Unii vor face snorkeling, eu nu. Nu vrea să intre în apă, nu reușesc să o conving. Păcat. Și ar trebui să vedem mai multe tipuri de pești, corali, pe care ar trebui să nu călcăm, pentru că îi distrugem. Ia priviți acolo, cred că sunt un mic sat. De pescar, bănuiesc. Sorry. Thank you. Thank you so much. Welcome. Dipper. Come on, come on, big dipper. Better with this. Spuneți voi că nu arată minunat. Superb.
Cum vi se pare? Lăsați și voi în comentarii părerea voastră. Și nu uitați de like, e gratis. Acum ne aflăm pe Bamboo Island. Aici o să stăm aproximativ o oră jumătate, parcă a zis. Da, dar deja jumătate de oră. Jumătate de oră s-a dus pentru că am mâncat. Și această insulă este un parc național, la toate, aproape toate insulele de altfel. Iar intrarea aici costă 400 de baht de persoană. Asta ar însemna undeva la 11 euro de persoană. Doar pentru a avea acces la insulă și a o explora. Ceea ce o să facem și noi acum, să vedem ce găsim interesant pe aici. Ia uitați, aveți o plajă foarte, foarte largă. Îți place? Da. Ce arăt soarele. Unde nu e umbră, ne simt de cald. Nisipul este fin, dar nu la fel de fin ca pe alte plaje. Da, e ok. Dar avem mulți copăceni. Da, view-ul este extraordinar. Iar pentru ziua de astăzi aveam două opțiuni de a ieși în larg, două tipuri de barcă. Cea tipică, locală, din lemn și barca cu care am venit noi astăzi, una de viteză. Noi acum 3 ani când am fost, am venit cu cea tipică și am zis să încercăm și varianta a doua. Și dacă a meritat sau nu, dacă merită sau nu, rămâne de văzut. Da, rămâne de văzut. Să fiu sincer, până acum, nu cred că merită. Vă dați seama, diferența de preț e considerabilă între cele două. Dublu. Aproape dublu. Practic, face aceleași lucruri. Până acum am făcut aceleași lucruri, cu atât că ajungi mult mai repede între destinații. Dar în rest, nu a pus să te bucuri de fiecare în parte, da, doar aici e o staționară mai... Pe traseu nu a pus să te bucuri de priveliște, merge foarte repede, dar vom vedea până la sfârșit și vom trage o concluzie. Și o să vă spun exact și prețul pe care l-am plătit acum și cel pe care ne-l cerea cu barca tradițională. Iar mâncarea pe care ne-au dat-o... Cu toată jena. Da, nu am mai filmat pentru că nu și avea rostul. Puțin orez, un piept de pui fiert. Fără gust. Da. Inodor, incolor. După cum ați văzut, ne-am și scufundat puțin. Nu știu dacă pe cameră o să se vadă la fel de bine ca în realitate. Erau foarte mulți pești, peștișori, mai mici, mai mari. Și coralii arătau într-un mare fel. Doar că nu am reușit să fac scufundările mult mai adânci. Sincer, îmi pocneau urechile. Iar pe barcă nu am reușit să înregistrez pentru că era muzica foarte tare și o să-mi iau copyright de la YouTube. Dar a meritat acolo, da. Din nou, când am luat biletele, ne-au zis că o să facem 40 de minute scufundări, dar ne-au lăsat doar 20 de minute. Deci o nouă bilă neagră. Ia uitați ce am găsit. Am găsit o bucățică de coral. Ce faină-i. E grea. Da? Ce interesant. Cum eu nu intru în apă, eu mă bucur că n-o văd pe uscat. Mai e o porțiune de insulă care este închisă. Nu se știe din ce motiv. Și porțiunea era faină, din ceea ce mi-aduc aminte de acum 3 ani. Da, dacă vreți să știți punctul nostru de vedere, acei 10-11 euro de persoană nu merită să-i dați pentru a avea accesul pe această insulă. Nu aveți nimic de făcut. Faceți plajă și intrați în apă. Atât. Dar lucrul acesta puteți să-l faceți oriunde. Pe orice insulă aici în Pipi, insule care de altfel sunt gratuite. Apa e la fel de curată. Aici, Bamboo Island, parc național, nu vine cu nimic în plus.
nimic. Cel puțin asta e impresia noastră. Da, un pic dezamăgit. Da. Și să vă mai zic un secret, asta rămâne între noi. Dacă nu veniți cu un astfel de tur în care intrarea la parcurile naționale o plătiți dinainte, dacă veniți cu o barcă turistică din aia locală, din lemn, din lemn, acolo practic plătești intrarea la parcurile naționale atunci când ajungi aici. Dacă am fi venit cu o astfel de barcă, ar fi trebuit să plătim aici. Dar aici nu stă nimeni să te controleze. Te întreabă de unde ai venit, cu ce barcă ai venit. Și tu dacă îi zici că ai venit cu un tur unde deja ai plătit, o să intre fără probleme. Că nu ai bilet, nu ai nimic, nu te controlează, nu nimic. Și poți să vii aici fără să plătești. Asta rămâne între noi, nu mai spuneți nimănui. În schimb, dacă ar merita, zice da, nu are rost. Vino, plătește, pentru că își merită banii. Dar așa nu merită. Nu merită. Din punctul meu de vedere. Asta e peștera vikingilor, iar ghida tocmai ne spunea că se face un soi de un fel de mâncare din cuibul păsărilor de aici. Se pare dezgustător, dar dacă ei cred că e bun. Acum, din ce am înțeles, o să mergem spre Maya Bay. Bun venit în Maya Bay. La fel și aici este un parc național, doar că acesta este proaspăt redeschis, dacă pot să spun așa. A fost închis acum 3 ani jumate, dar asta din cauza excesului de turism, pentru că fiind atât de multe bărci pe zi, practic au distrus reciful, coralii, și a trebuit să se refacă cumva și astfel au închis parcul național. Da. La fel și aici, intrarea costă 400 de baht, dar dacă o plătești o singură dată, practic intri în toate parcurile. Ai acces în ambele în ziua respectivă. Da. 400 de baht, adică 11 euro, este intrarea pentru noi turiști, pentru localnici este doar 40 de baht. Păi e toaleta. Miroase chiar excesiv, zici că suntem într-un cartier din ăla rău famat din București. Trecu pe lângă o toaletă. Am mai trecut și pe lângă alte toalete și tu nu miroase așa. În fine. Dar până acum mie unul îmi place cum arată. Da, arată bine, dar... Yeah. Maya Bay, celebra plaja. O vom vedea în curând. Cel puțin aici este curățenie, arată parc național. Da, și se vede că e bine îngrijit. Și îmi place că nu e multă umiditate. Cam atât putem face aici, scurtă plimbare, pe plajă, pe... Să admirăm priveliște. Nu avem voie să intrăm în apă, nu avem voie să notăm, nu avem voie să facem mai nimic. Într-un fel, nu e de condamnat. Da.
Băi, cam atât de aici din Maya Bay. Nu am avut parte de cea mai bună lumină, deci nu știu cât de mult o să se vadă sau cât de bine o să se vadă pe cameră, dar în realitate arată extraordinar. Da, e frumos, dar e un pic supraevaluat locul ăsta, adică 800 de bați. Da, e dacă... puțin supraevaluat, da. Dar dacă tot sunteți în zonă, merită să veniți. Da. Acum, din ce am înțeles, o să mai facem câteva scufundări, unde ar trebui să vedem rechin, dar dacă e ca mai devreme, rechin. Da, mai devreme nu i-am văzut. Unii au zis că i-au văzut, alții că nu. Da, depinde au zis, de noroc. Cred că am văzut, dar nu, da, deci... Da, nu era sigur. Nu, ok. După care o să vedem apusul și înapoi spre casă. Dar... Da, bioluminițe, am uitat de bioluminițe. Da, dar alea nu da, prea cred că se văd pe cameră. Mai mult ca sigur, pe cameră nu or să se vadă. Noi o să încercăm. Pe noi turul de astăzi ne-a costat 75 euro pentru două persoane. Iar dacă am fi luat acea barcă tradițională, am fi plătit jumătate de preț. Și am fi făcut fix același lucruri. Dar v-am zis, din punctul nostru de vedere, pe unele plaje ni s-a acordat prea mult timp. Practic nu aveam ce să facem. Bine, poți să faci plajă, dar nu știu dacă te duci într-un tur să faci plajă. Eu unul nu. Nici eu. Bineînțeles că ei inițial o să-ți ceară mai mult. Nouă ne-a cerut undeva la 100 de euro și la fel, trebuie să negociez cu ei prețul. Acesta e cel mai bun preț pe care am reușit noi să-l obținem. 75 euro pentru două persoane. Cu tipul ăsta de barcă? Cu acest tip de barcă, pe toată durata zilei. Da, a meritat, doar că se putea mai ieftin și să facem fix același lucru. Acum depinde de fiecare persoană, depinde de ce vrea. Fiecare. Și de bugetul fiecăruia. Apoi putem să vedem luminițele, dar nu știu dacă o să reușim să le captăm și pe cameră, din păcate. Da, asta e. Băi, cam asta a fost. Dacă v-a plăcut clipul de astăzi, lăsați un like sau un comentariu în care să ne spuneți părerea voastră, cum vi s-a părut. Și dacă vreți, abonați-vă la acest canal de YouTube. Un cont pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută foarte mult. Numai bine!